Festivalul Național Concurs de Muzică Populară Benoane Sinulescu, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din România, va avea loc în zilele de 15 și 16 iunie la Buzău. Ajuns la cea de-a șasea ediție, evenimentul este organizat de către Centrul Cultural Alexandru Marghiloman și Primăria Municipiului Buzău, în memoria regretatului artist Benoane Sinulescu, simbol al muzicii populare românești. Concursul de interpretare se va desfășura pe data de 15 iunie, între orele 10-17 la Sala Teatrului George Ciprian din Buzău, în cadrul acest concurs, tinerii talentați din toată țara vor avea ocazia să-și demonstreze abilitățile artistice și să concureze pentru premii prestigioase. Premiile concursului vor fi anunțate la scena mare a festivalului de un prezentator cu mult farmec, celebrul artist Aurelian Temișan, în cadrul festivității de premiere, duminică 16 iunie, începând cu ora 17. Și în acest an, participanții sunt interpreți amatori din toată țara cu vârste până la 30 de ani. Concursul cuprinde trei secțiuni, soliști vocal, grupa anti de vârstă, concurenții cu vârste până la 12 ani, soliș Vocal, grupa a doua de vârstă, concurenții cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani. soliș Vocal, grupa a treia de vârstă, concurenții cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani. Câștigătorii concursului de muzică populară Benoane Sinulescu, ediția a șasea, vor fi validați de membrii jurului compus din Traian Ilea, Laura Lavric, Sorin Filip, Ilie Caraș, Adrian Naidin, Valentin Bogian, Teodor Isaru și Loredana Streche, anunță organizatorii. În cele două zile ale festivalului pe scena Târgului Drăgaica vor susține recitaluri unii dintre cei mai apreciați artiști ai muzicii populare românești, care vor aduce pe scenă frumusețea și autenticitatea muzicii populare românești, oferind un spectacol de excepție. Programul artistic al celor două zile de festival va începe în jurul orei 17 și le va oferi tuturor celor prezenți oportunitatea să petreacă în compania artiștilor până după ora 22.